Pe 29 iulie, câmpinenii sunt chemați și ei la secțiile de votare să spună dacă îl mai doresc în fruntea statului pe președintele ales. Opiniile sunt împărțite. Unde veți pune ștampul? Unde scrie da, să plece președintele. Acolo. Care e motivul principal? Motivul? Păi e... Un singur motiv. Unul singur vă spun. De când m-am născut, s-a zis că sunt o generație de sacrificiu, din 49, practic, când m-am făcut pionier. Și apoi de atunci toți de sacrificiu sunt domnul. Tot de sacrificiu. Și nu mai pun că ce a făcut Vaporeanu, întuiul Vaporeanu al țării, e de scris în cărți să citească o lume întreagă. Nu veți vota pe 29? Nu voi merge la vot. Nu voi merge la vot, pentru că nici cu el, nici cu Băsescu, nici cu Antonescu nu vom avea niciun viitor. Au demonstrat. Deci nu avem nicio cale de mijloc. Sunt pentru suspendare. De acasă, la oameni. Să mai facă o schimbare, să mai vină tineretul la conducere. Tineretul are altă mentalitate. Ei prea s-au îmbogățit și noi am ajuns, am muncit ani de zile pe nimica toată și și-au bătut joc de munca noastră. Mergi la referendum? Da. Și vei fi de acord cu suspendarea? Nu, nu sunt de acord. Deci vei vota nu? Poftiți? Deci vei vota nu? Da, voi vota nu. Nu cred că cei care o să vină o să facă altceva decât ce a făcut Băsescu. Peste 33.000 de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la Câmpina să-și exprime opțiunea referitoare la oportunitatea demiterii președintelui.